cutia ascunde un elefant. Ce? Ce? Ce e? Adică ce înseamnă? Nu. Nu. Nu, 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 ce e asta? Înseamnă că plecăm acasă, nu? Elefantul este roșu, asta înseamnă că veți pleca acasă și că drumul vostru se termină aici. Bravo, bravo. Drumul nostru pentru că a fost unul foarte frumos până acum. Ne bucurăm. Haide, dar de ce trebuie să plângi, Juliana, acum? Pentru că își dorea foarte mult să meargă mai departe. Și eu te înțeleg. Eu am încercat, îmi pare rău, tot posibilul să merg mai departe și a fost o experiență minunată. Am văzut o țară plină de coloratură, de oameni minunați, primitori și suntem bucuroase să fim prezente aici. Acum nu trebuie să plângi, Ileana, că mă emoționești pe mine și mine și mie să plâng. Acum și noi e bine. Na, unul trebuie să fie mai tare ca celălalt. Acum dacă începeam și eu să plâng, ce făceam cu Iuliana săraca? Trebuia să o susțină cineva, nu? Că cine altcineva decât colega ei care a dormit cu ea, care a împărțit cu ea atâtea locuri. Chiar mă bucur că am avut parte de experiența asta scurtă. Dar foarte mișto. Vă mulțumim frumos, fetelor. Și noi, ne bucurăm că v-am avut aici în Sri Lanka pe drumul elefantului. Dragii mei, vă urez noapte bună. Clar, ne pare foarte rău pentru ele. Eu m-am ofticat rău de tot. Chiar am simțit primul moment trist, era la modul... E trist. Dar e trist și de ce? Pentru că pleacă această echipă care își dorea foarte mult să stea și rămâne o echipă care nu vrea să stea. Ce cauți lângă noi, Bianca? Ce cauți aici? Ce cauți cu noi? Dacă nu-ți dorești să fii în acest show și pleacă o echipă mișto, o echipă frumoasă. Doamne, că rog că te gata. Că-ți acasă, lasă că te duc eu în India la Crăjean și te vezi acolo indieni. Chiar mi-a plăcut tot în Asia Express, toate provocările, toate cursele, toate misiunile au fost ok. Adică, dacă ar trebui cineva să participe la următorul sezon și m-ar întreba, ea spune, du-te fără nicio teamă, că, până la urmă, chiar a fost o experiență frumoasă și, da, chiar m-am bucurat de fiecare moment, m-am bucurat și de peisaje și de atmosferă și de oameni și... Pentru mine, plânsul ăsta este dezamăgirea că am plecat foarte repede. Dragii mei, Asia Express continuă. Eram sigur că ăla e verde. Mamă, roșu din prima, fraților, pregătiți-vă!